trebuie să avem, dar nu mai avem pe decât din cauza seștii, s-o copt, s-o ars, parcă este opărită, e frig, că temperatură mare, avem apă într-o fântână și o protejăm pentru consumul nostru. Mai aveți apă în fântână? Puțin, am două fântâni în curte, una mai are, una nu mai are. Așa, una e curte la mine, una în curte la șorm, la băiatul, și la mine mai este, la el mai este că e în șes, la mine nu mai este cât mai pe deal. Dar apă pentru consum de unde veți? Apă de consum avem, mulțumim Dumnezeu, de apă de conduct la Timișești, ne dă apă de băut, asta de consum. Iar deodată grădina avem, cum că grădine mari, și dă, am pus niște răsadă acolo, dar e terminat. Porumbul, parcă-i toamnă, e bătut de brumă, avem floarea soarelui, sămănată la asociație acolo, ar fi, dacă ar ploua, ar fi bună, dar nu mai este speranță. Ați mai văzut așa an greu? Nu, eu am 68 de ani, o mai fost o secetă acum, prin oricum după Revoluție mai fost o secetă, dar nu, parcă nu chiar așa de consistentă ca acum, prea. E gravă situația? Grav. Este posibil la anul să tragem noi consecințele. Acum, deocamdată, avem rezervă de an trecut. Da, uitați, în acasă, calul, nu am fi dat mâncare, apă îi dau din fântâne acolo, dar mâncare pe dealul. Aici e bine, nu știu, pe aici băi, o mai ploua poate un pic, dar la noi, în partea aia, unde stau în păduri încolo, e uscat, pe câmp chiar, zici, e dat cu arzător, așa, iarba, efectiv, când calci pe iarbă, pochește, cum ar fi gheață, așa e de coaptă. Părelii s-au uscat, numai crăpături, părelii au fost apă, nu mai au vitele apă deloc. Mai ține omul vite pe deal și o duce acasă la mea de mâncare, dar nu pe deal și țupă de foam pe deal chiar. Rezervă de an trecut nu prea mai este, acum a fost o sângâlcoasă la din astea la furaj, pentru furaj iarbă, cum spune fânaț, a fost o sângâlcoasă, dar așa subțire, măruntă, o mai ține omul poate mai pe târziu. În restul... Suntem la mila lui Dumnezeu. Așteptăm să, cum spun, speranța moare ultima, dar nu se știe cât mai rezistăm noi. Foarte, la câmp nu nimic. Nimic n-avem. Nimic. Cumpărăm chilac, ce le făi, ne părăm și mâncăm. Foarte greu. Ați mai prins așa vremuri grele? Am prins, dar nu așa. Din cauza secetei? Nu a fost așa ca acum. Nu a fost ca acum. Nu. Nu a fost. Prea exagerat. Și cum vă descurcați? Adică... Așa, cum putem. Mai puțin mâncăm. Nu, vă posibilități. Am avut 84 de ani, așa că cam greu. Mulțumesc. Foarte greu. Aveți da, copii, nepoți care vă... Am nepoți, am ajutat nefata, am fost doctoriță, nepoată doctoriță la dinți, așa, stomatologă. Am băiatul polițai de tai, așa. Dar oricând, greu. Foarte greu. Și credeți că din cauza secetei fie și mai greu în anul? Fie și mai greu. Anunță. Dacă nu știu de făină, mă lai. 6 lei. 6 lei. 6 bani. 60 bani. De unde? 6 țărani lei. Cu și? Cu și trăiesc. Cu și? Foarte greu. Vă spun că e foarte, foarte greu. Nu știu. Ce vă faci? Nu știu. Așa că de mă gândesc așa de... Încă acum mai vin un pic. Mai vin ceva de la... Și a fi la... A, nu, mai rău. Nu, la noi nu nimic. Dar cum era când era tânăr? Aveam irigații? Era mai... Era mai bine. Era irigații, aveam porumb, luam porumb, grâu. Dar de șeriare aveam. Ținem păsări, poți, dar cu nimic. Mai păsări nimic, doamnă rău. Nimic. Nu. Mai păsări nimic. Din 5 mai rău. În fiecare zi se scumpește. Azi așa, mâine așa. Nu, foarte greu, foarte greu. Nu știu, mă descurc așa cum pot, așa cum pot. Dacă are au copii, ce se face? Da, eu țineți la apă, cine are irigații, dar apă în casă. Au copii, eu n-am fântână. Dar greu, foarte greu, vă spun. La țară e foarte greu. Prima dată se știa să vede că e. Ați mai văzut un an așa greu ca ăsta? Da, câțiva ani în urmă, da. Da, o mai fost. O mai fost, exact stilul, a venit pe urmă aproape de luna august, a venit o ploaie cu gheață, a stricat tot, bine, reparații, chestii, astea, și a mai rămas. Dar aveți, nu știu, o grădină? Avem, da. Grădină?
Da, da, uscat tot. Nu mai e. Să usuc. Aveam noi fasole, una, alta, alta, și apă, și apă. Bine, și apa s-a scos, la, ca la țară. Și de ce, ce să faceți? Dacă nu aveți nimic anul ăsta, și de unde mâncați legume? Cumpărăm. Cumpărăm. Și acum s-a scumpit, oricum. Cum vă dezvoltați? Muncim. Depinde de familie, nu? Trebuie să trăim, nu? O să fie mai greu în anii următori, din cauza că anul ăsta nu o să fie mai greu? Depinde. Anul viitor e mai greu. Depinde de situație. Anul viitor o să fie greu din cauza anului ăsta. La anul, dacă dă ploi, o să fie mai bine anul viitor. Avem râul Bahlui, care apa e de 10 centimetri. La limită. Nu se vinde de acolo. Costel, s-o lăsa la limită. Deci, dar fermieri aveți aici în comună? Avem. Ce-i cum zic? Foarte greu și făcut și tot Bahluiul care captare acolo să facă, în Bahluiul care irighează și cât o bucată de teren, nu... Până este acum ați luat o pauză, gata.